Secțiunea video, care este premiată, sunt tot trei premii, 1, 2 și 3, care constau tot într-un laptop Toshiba, o cameră video Toshiba și o cameră foto Fujitsu. Premiul 3, la secțiunea video, va fi decernat de Ana Maria David, de la Podius.ro. Premiul constă într-o cameră foto Fujitsu AV100. Câștigătorul acestui premiu este Vlad Ursulean, materialul câștigător, ziua gunoierului electronic. Vlad Ursulean. Am fost în jurul Bucureștiului cu noi care strângeau mișelele electronice și am dat peste tot felul de grăzării de genul. La o primărie am cerut bani pe un an să ne dea niște monitoare și după ce l-am povestit că sunt cu ministerul și cu asta au scos de undeva, nu se știe de unde, au scos vreo 3 monitoare și până la urmă nu le-am dat. În altă primărie susțineau că le-au fost furate cu seara înainte și le-au furat deșeurile electronice. Și tot de ziua astfel de întâmplări au fost. La altă primărie mi-a dat o singură tastatură, probabil era funcțională și luată de pe masa secretarei, ca să nu apară cu cifra 0 la bătul ăsta. Și asta era. Cam așa s-a desfășurat colectarea deșeurilor de mânarea de masă. Locul 2, la secțiunea video, o cameră video Toshiba Camileo P10 se duce. Nu, mai amânăm puțin. Dragoș Călugăru, director general Ecotic, va amâna acest premiu. Antim Iordache a câștigat acest premiu. Just smile all the time. Mulțumesc! Sigur că vă mulțumesc pentru aprecieri. Sper că v-a plăcut filmulețul. A fost, cum spunea și soția mea, un proiect de familie, într-adevăr, tot în centru vechi al Bucureștiului ați remarcat și sper că mesajul pe care l-am trimis și am vrut să-l trimitem de melodie un pic tristă, dar e și o parte veselă și anume că întotdeauna chiar și acel televizor, nu știu dacă ați văzut împreună cu video acela, sunt veridice, n-am înscenat nimic. Așteaptă să fie folosit în altă parte, așteaptă să fie parte din alt, nu știu, DVD player sau LCD și cred că fiecare dintre noi așteaptă, nu știu, să aibă copii, așteaptă să vadă generațiile următoare și la fel ăsta ar fi mesajul și pentru filmuleți și să folosim într-adevăr, să nu le abandonăm aceste deșeuri, să le folosim să fie parte în alte echipamente. Premiul întâi, Ionu Georgescu, consilierul Ministerul Mediului și Pădurilor, îl va amâna. Premiul constă într-un laptop Toshiba MB200, pus la dispoziție de Intel Corporation și se duce spre George Oprea. Materialul câștigător se numește Natura. Sper că avem și noi nevoie de un Superman de șeuri. Îmi place să petrec. Mulțumesc! Îmi place să mă pun foarte mult prin natură. Sunt poate a trebuit să mă rog și de acest lucru numai deșeuri electronice sau electrice și altele de deșeuri. Și nimeni nu pare că îi place să-i prind de cu mine. Sper că imaginea a spus. Sperăm că anul viitor, la cea de-a 4-a ediție, să descoperim o Românie și mai curată decât cea din anul acesta.